Salutare, numele meu este Teo Gherghiceanu și astăzi, în cadrul acestei prezentări, o să realizăm o lucrare ipotetică în format digital prin intermediul softului de design Exocad, care în zilele de astăzi este cam cel mai popular dintre toate softurile. O să realizăm o lucrare ipotetică pe un sistem de multi-unit, ajutând de piesele protetice de la abatment.ro. Avem librării pentru Exocad, pentru Dentalinx, pentru Trishape, precum și ceva nou, librăria pentru Exocad, pentru T-base-urile dinamice cu înșurubare angulată. Ok, eu am deja un proiect deschis, avem o scanare de laborator prin intermediul căreia o să facem o lucrare protetică, ajutându-ne de piesele protetice de la abatement.ro. O să începem detectarea bontului de scanare. Avem librăria celor de la abatement.ro, denumită multi-unit. Avem titanium, mu, adică avem o librărie care generează o interfață directă pe sistemul de implant multi-unit, precum și ZIMU, momentul în care folosim T-base-urile, când folosim bonturile. Okay. Best fit matching. Ok, și aici avem cilindrii care se vor cimenta ulterior. Ok, mergem pasul următor. Același lucru facem și pentru următoarele bonturi. Un punct de referință pe toate bonturile de scanare. Ok. Use anyway. De multe ori softul ne arată că nu este o librărie oficială dezvoltată de Exocad, dar de fiecare dată putem să bifăm use anyway, să-l folosim oricum. Ok, și pentru mintele 2.6. Ok. Automat, bonturile de scanare sunt îndepărtate din scanarea principală pentru a nu ne încurca. Avem alegerea profil de emergență. Eu de obicei prefer să conformez gingia manual, nu alegând un profil de emergență. După care softul ne generează o librărie. Ok, o să merg în expert, o să încarc o altă librărie, dau click pe model, click stânga, load custom tooth model. După care trebuie să alegem o librărie pentru a face designul. Ok. Tooth placement.
și putem să începem să poziționăm linții. Asta depinde de fiecare, pe ce standard de lucrează. O să fac o prezentare doar rapidă a funcționalității librărilor celor de la abatpen.ro. Și putem mări sau micșora forma dinților. Și o să fac un copy, un mirror, o să copiem aceeași formă de dinți care am folosit-o în cadranul 1, pentru dinții din cadranul 2. Aceeași dimensiune, aceeași formă, numai orientarea nu ne rămâne. Ok, după care va trebui să poziționăm și dinții pentru cadranul 2. Verificăm dacă ei sunt la aceeași înălțime, același plan.
După care va trebui generarea gingiei false. Avem o funcție apartment buttons. Dacă avem nevoie să lățim undeva în jurul T-base-ului pentru siguranță, ca materialul să nu aibă fisuri sau să se fractureze, putem să facem asta pur și simplu modificând profilul de emergență, putem lăți sau îl putem micșora. Eu de obicei merg la advance și dau height, înălțimea de la nivelul T-base-ului, îl dau 0. Ok, după care avem Virtual Waxam Bottom. Virtual Waxam Bottom este cumva de retentivizare a câmpului protetic. Finisarea zonelor retentive, cumva o foliere a modelului, o folieră cu o valoare de 0,03 sau orice altă valoare putem alege. În momentul ăsta, softul calculează zonele retentive, zonele ascuțite și generează un spațiu de foliere peste scanare. Ce e cu galben este cumva spațiul de cimentare al T-Base-ului. Absolut găurilor. Ok, după cum bine vedem, softul a generat un spațiu de foliere necesar pentru a genera o suprafață un pic mai plană, mucozal. Ok, avem gingiva base design. Și cu o linie punctată, ca la detectarea închidelor marginale, dar aici este o sub formă manuală. Putem să generăm o gingie falsă. Ok. Unindu-le, îl va genera o gingie falsă în jurul librărilor dinților. Aici depinde foarte mult de structura librăriei, ce zone evidențiate are. În cazul de față, librăria ne permite o adaptare cât mai bună a gingiei false. Freeform aplicăm pentru coroane, dar mai avem o secțiune pentru freeform gingiva. Pentru gingia falsă avem small region, dacă avem nevoie să acționăm doar asupra anumitor zone, dar cu o atenție mult mai mare. După care putem să aplicăm un smooth. În cazul de față, această limită nu poate fi depășită. Dacă debifăm keep bottom and boundary fixed, putem să mai reducem din gingie. Cu smooth, dacă avem nevoie de un smooth mai agresiv, putem folosi tasta Shift
pentru a grăbi un pic lucrurile. După care trebuie să generăm un WhatsApp digital, după care se va adapta noua lucrare la tbase-urile alese în librărie. Avem Generate Virtual WhatsApp. Practic înseamnă unirea parții coronare cu unirea părții gingivale. Se va genera un fișier de tip STL care va fi pregătit pentru prelucrarea în CAM. De obicei, această procedură diferă de cât de performant este calculatorul, pentru că se generează niște date foarte mari. Ok, WhatsApp-ul virtual s-a generat. Se restaurează grosimea minimă. Care merge în freeform și putem edita anumite zone. Un zoom pe toată suprafața. Avem foarte mare grijă să nu modificăm forma dinților.
încercăm dacă ne oferă posibilitatea să nu lăsăm zone concave. Ok. În momentul de față se restaurează grosimea minimă. Avem și în stânga jos Restoring Minimal Thickness. Ok. După care avem Merge and Save Restoration. Nu am pus foarte mare accent pe anumite chestii, ocluzie și așa mai departe. Am vrut prin acest webinar să vă arăt funcționalitatea librărilor celor de la abatment.ro. Ok. Sunt generate și găurile de acces ocluzal. Okay. Întotdeauna să aveți activată optimizarea softului pentru printare sau frezare. Ok, și aici avem, aici se termină cilindru, de aici începe axul șurubului. Tot este deja foarte bine integrat. Putem genera și model, avem model alignment. Ok. Lab analog. Aceștia sunt analogii digitali, care la fel îi găsiți pe site-ul celor de la abatment.ro. Plateless design, model design. Aici putem alege printerul pentru procedura de print. Mergem pe run. Și acum va trebui să așteptăm generarea modelului. Okay. Aceste porțiuni verzi sunt protecția ale analogului, depinde fiecare producător cum le face, aici un milimetru, milimetru și ceva, pe care softul nu poate depăși
Avem cumva scaunul analogului, unde acesta se oprește, poziție verticală. Și cam asta a fost tot legat de partea protetică și confecționarea unor piese protetice utilizând strict librările celor de la batman.ro. Ele sunt foarte bine integrate în soft, funcționează și au un succes foarte bun. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez mult succes!